Dragoș, că suntem live deja de 10 minute și să începem. Mulțumesc, Adriana, că m-ai ajutat cu partea asta tehnică. Bună de după amiază. Zic bună de după amiază pentru că de obicei vă întâmpinam cu bună dimineața. În lunile anterioare noi ne-am întâlnit în prima parte a zilei și astăzi acest eveniment marca Buzău, oraș deschis tării de bine, se desfășoară după amiaza. V-am pregătit și surpriza asta a schimbării intervalului orar și mai o schimbare. Astăzi ne uităm la sănătatea psihoemoțională și dintr-o altă perspectivă. Și o să încep prin a face așa un remember. În ianuarie, dacă țineți minte, ne-am întâlnit cu echipa lui Viorel Pașca, da? Care ne-a prezentat câteva idei despre teoria polivagală și sper eu că cei care ați fost în ianuarie la eveniment ați rămas cu acea concluzie că starea de bine nu este o stare de fericire permanentă. Și ideile teoriei polivagale le-am continuat în luna februarie cu Florentina Niculescu. Florentina a venit cu acel concept de somatic experiencing, dacă vă aduceți aminte, în care ne-a invitat să ne conectăm cu corpul, pentru că atâta timp cât suntem conectați la corpul nostru, putem să ne cunoaștem și emoțiile. Și încă un lucru mai vreau să menționez, și anume că acest proiect a fost într-adevăr gândit pentru sănătatea psihoemoțională a comunității buzoiene, dar el de fapt s-a născut din inițiativa Primăriei Municipiului Buzău și a Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman. Și aici o să vă rog o rundă de aplauze. Mulțumesc. Spuneam că astăzi avem o altă perspectivă a sănătății psihoemoționale și o să aflați mai multe pe măsură ce o să o cunoașteți pe Roxana Nicolau. Roxana, bine ai venit la Buzău! Bine v-am găsit! De fapt, bine am revenit! Păi, o să ne spui tu ce înseamnă revenirea asta la Buzău. Astăzi o avem invitată pe Roxana Nicolau, psiholog clinician și psihoterapeut, membru fondator și vicepreședinte al Institutului Român de Schema Therapy. O să citesc o scurtă poveste. Iată cum se descrie Roxana. Mi-am început pregătirea ca psihoterapeut cu peste 15 ani în urmă și de atunci mi-am petrecut foarte mult timp în practica privată, lucrând cu adulții aduși la mine în cabinet de anxietate, depresie, nefericire în cuplu, rușine sau alte motive, fiecare dintre acestea acompaniate de o insuportabilă durere. Văd natura umană dintr-o perspectivă cognitiv-comportamentală, completată de o abordare de tip schema therapy și cred că, pentru fiecare dintre noi, modul în care am fost crescuți, iubiți și apreciați în copilărie are un rol crucial în viața noastră de adulți. Cred că fiecare dintre noi poartă cu el un copil vulnerabil care a crescut învățând diferite strategii de apărare împotriva suferinței și durerii. Pe unii dintre noi, aceste strategii ne aduc în impas în viața de adult și nu mai reușim să facem față durerii ca în vremea copilăriei. Deși confruntarea cu propria vulnerabilitate ar putea să fie o sarcină dificilă, poate de asemenea să fie și o experiență de vindecare.
De ce am ajuns să mă simt așa sau să fac asta, se transformă în ce suferință mi-aduce ignorarea propriilor nevoi și în cum anume mă pot vindeca, dar mai ales în cum pot învăța să mă iubesc și să mă apreciez. Roxana, ce ar mai trebui spus la povestea asta ca ea să fie completă și updatată și adusă la zi? În primul rând, bine v-am găsit. De ce am zis am revenit? Pentru că sunt buzoiancă. Și mă gândeam pe drum, în timp ce veneam aici, că, și să-mi fie iertați oamenii din HD-ul, vă rog, că probabil dacă rămâneam aici și mergeam în liceu, probabil că, nu știu, aș fi sfârșit cu niște performanțe foarte înalte, dar probabil că aș fi trecut și prin foarte multă anxietate și prin foarte multă durere, pentru că performanța în general este însoțită de durere, e însoțită de suferință. Adică atunci când tu urma să treci în clasa a noua, să te duci la HD-ul, te-ai mutat din Buzău. Da. Asta înțeleg eu. Da. Uh-huh. Da. Dar tu ești născută? Da. La Buzău. Da. Treceam pe bulevard și mă gândeam, Doamne, oroarea aceea de maternitate de la Istrița nu mai există. Și te-ai bucurat să vezi eu. Da, pentru că m-am născut într-o zi de duminică, când era o finală de Roland Garros, Ilie Năstase cu Țiriac, cred. Majoritatea oamenilor erau la televizor, iar noi două, mă rog, mama și cu mine, pe drum, ne chinuiam să ajungem pe lume, eu să ajung pe lume. Și probabil și pentru că păstrăm cu noi toate aceste povești și legende din copilărie, de câte ori treceam pe acolo, nu aveam așa o senzație de bine. Adică stomacul meu era, aici n-a fost un loc bun. Și astăzi cum a fost să treci pe acolo? Astăzi, la 50 de ani distanță, a fost mult mai bine. Am numit noi întâlnirea de astăzi capcanele mentale sau cum ne sabotăm. Hai să ne ducem un pic spre modul în care mintea vede, aude, interpretează, stochează, analizează, rememorează, adică tot ceea ce este ea făcută să facă până la urmă. Spune, ce ai observat tu că în cabinet, că se întâmplă în momentul în care oamenii vin cu aceste capcane mentale? Sau, mai bine spus, cum anume se manifestă, care e simptomatologia, manifestarea capcanelor mentale în exterior? Stai să mă întorc. Te rog. Oamenii nu vin cu capcanele în minte. Oamenii vin și spun, mă simt rău. M-a părăsit soțul, să zicem. Da? Luăm o situație destul de des întâlnită. Și asta s-a întâmplat acum 2 ani. Nu a fost ieri. Și de atunci plâng și mă gândesc și trec prin minte dacă făceam asta, dacă făceam asta, de dacă el făcea asta, de dacă noi nu făceam asta. Poate astăzi n-aș fi fost aici. Da? Oamenii nu vin știind despre aceste capcane mentale. Oamenii vin și spun, mă simt rău. Da? Ideea e că în terapie ce ajungem să facem și ce ajungem să le oglindim oamenilor este că în final, de cele mai multe ori, noi ne simțim în funcție de cum gândim. Problema este că o facem în mod automat. Ne dăm seama. Dacă întrebăm, ok, dar ce-ți trecea prin minte? Nu știu, nu mi-aduc aminte, știu doar că mă simțeam rău. Da? Sau și în timp ce își făcea bagajele și ieșea pe ușă, ce-ți trecea prin minte? Că o să-mi fie foarte greu. Da? Și de aici cumva începem, pentru că o să-mi fie foarte greu este o
modalitatea prin care eu analizez cum o să fie după ce el o să iasă pe ușă. Da? Și aici, ok, când ai învățat că să rămâi în urma cuiva este greu? Da? Și la început oamenii nu-și aduc neapărat aminte. Da? Pentru că experiența asta de a-mi fi greu și de a suferi și de a ne duce în zona aceasta de multă durere, multă tristețe, pentru că, evident, dacă ne despărțim, cineva pleacă, suferim, e firesc, e normal, e o pierdere. Dar dacă la 2 ani, 3 ani, după această pierdere, eu încă nu-mi revin și sunt blocată și mintea mea se duce tot acolo și mă gândesc, am greșit cu ceva, am făcut ceva, și este foarte clar că sunt blocată, că pic în niște capcane. Așadar, dacă ar fi să mă uit în exterior la comportamentul unui om sau la manifestările unui om care e blocat, da? Trece printr-o capcană mentală sau gândește conform unei capcane mentale, aș putea să citesc suferință, disconfort, tristețe. Și un tipar. Și un tipar, ceva care se tot repetă și care, adică cumva omul ăsta, cam cum mă întâlnesc cu el, îmi povestește cam aceleași probleme și are cam aceleași dureri? De multe ori oamenii vin și spun, de exemplu, în această situație la care mă gândeam acum, clienta a venit și a spus, nu știu cum fac, dar de fiecare dată sfârșesc prin a mă îndrăgosti de persoane nepotrivite. Nu știu cum fac, de fiecare dată eu sunt cea care e lăsată în spate, eu sunt cea abandonată. Da? Și acum, în prezent, nu este prima dată când de fapt trece prin această suferință. Astea sunt niște chestii pe care le-am învățat de mic. Am avut niște nevoi de atașament care n-au fost suficient îndeplinite. Nu spun că n-au fost integral îndeplinite. Da? Cel mai probabil am un anumit tipar de atașament, iar tiparul de atașament este ceva ce se construiește în primii 3 ani de viață. Nu la 33 când pleacă Gigel pe ușă. Da? Doar că dacă mintea mea îmi spune o să fie groaznic, nu o să fac față, ce rost are să mai încerc, am mai trecut prin asta și știu că voi suferi și știu că îmi voi reveni greu. Plus că de la o experiență la alta mai apare încă un aspect. Deja experiența anterioară îmi întărește felul în care eu văd o eventuală experiență viitoare. Da? Adică tu spui că dacă ar fi să definesc capcana mentală, foarte simplist ar suna așa, nu știu cum fac, dar eu întotdeauna ajung să. Da. Simplist, da, dacă ar fi despre ceea ce fac, dar este nu știu cum, dar mi se întâmplă de fiecare dată asta, ajung să fac asta, rezultatul este cam același de fiecare dată. Deci cu mine suferind. Fac, nu știu cum se întâmplă, dar mai tot timpul sau întotdeauna ajung în punctul ăsta. Spune-mi ce este în spatele acestor capcane mentale sau acestor tipare de gândire. Ai spus că se formează în primii ani de viață? Da, da, da. Și aici cumva o să anticipez și multe întrebări și multe reacții ale doamnelor de aici, pentru că reacția pe care o primesc și în cabinet și de fiecare dată când spun ok, iarăși ajungem la mame și iarăși ajungem la felul în care am fost crescuți. Da? Noi ne naștem cu niște nevoi și cumva puiul de om este printre singurii pui de mamifere care au nevoie de sprijin peste 18 ani. 18 ani este termenul legal. Da. Și atunci, normal că părinți fiind, e posibil și să greșim. Problema nu este că greșim.
problema este că uneori suntem prea obosiți, prea supărați, avem alte probleme și nu reparăm ceea ce greșim. Și atunci ajungem să nu îndeplinim niște nevoi emoționale de bază pentru copiii noștri. Da? Și există 5 mari categorii de nevoi, da? În funcție de ce nevoie nu îndeplinesc, pot să apară un anumit, poate să apară un anumit tip de capcană sau celălalt. Adică, în sine, capcanele astea mentale, care cumva au tot fost lucrate de-a lungul timpului și s-a ajuns la forma în care lucrăm cu ele astăzi, sunt cumva ca niște ochelari, da? Cu niște lentile, să spunem colorate. În momentul în care merg prin viață, se întâmplă, mă întâlnesc cu cineva, mă căsătoresc, fac un copil, da? Și la un moment dat am un disconfort, se întâmplă ceva cu mine și îmi pică ochelarul ăsta și lentila asta pe ochi. Și în acel moment eu o să mă uit la lume, la relație, la mine, la copil, prin aceste lentile. Deci dacă vrei, capcanele mentale sunt ca niște lentile care distorsionează un pic în acel moment pentru mine realitatea, pentru că eu sunt extrem de activată emoțional. Da? Nu-mi dau seama că o nevoie de-a mea de bază este neîndeplinită. Poate am nevoie de validare, poate am nevoie de conectare cu cineva. Da? Și atunci ori să apară legat de aceste tipare un răspuns automat de care nici măcar nu-mi dau seama și o să reacționez și poate seara când mă așez în pat o să mă întreb, păi, dar de ce am țipat la copil? Eram obosită, lasă că de mâine nu mai fac. Și peste o lună, două, trei, când iarăși sunt activată, când iarăși nu am resurse, când de fapt și de drept o nevoie de-a mea de relaxare, să zicem, nu este îndeplinită, iarăși o să reacționez așa. Da? Și aici, în funcție și de felul în care noi am fost educați, în felul în care au procedat cu noi părinții noștri, bunicii noștri, aș îndrăzni să spun și educatorii noștri, că sunt foarte importanți în primii ani de viață, mintea mea se poate duce înspre ok, nu-i nimic, o palmă n-a omorât pe nimeni, da? Sau să mă gândesc unde dă mama crește, da? Sau să-mi spun lasă că o să-i prindă bine în viață un pic de duritate, o să-l fac om, da? Și uite așa, tiparul meu luat de la mama sau de la tata sau de la vreo bunică îl transmit mai departe. Da? Adică ce o altă caracteristică pentru aceste tipare este că de multe ori sunt ale noastre, le avem și nici măcar nu știm cum le-am preluat. Da? Eu, de exemplu, sunt născută înainte de 89, da? Și era, ieșeam afară să mă joc și era, vezi ce spui, vezi ce spui, să nu spui ce am mâncat, să nu spui Nu. Mama, pot să merg cu stiloul ăsta afară? Eram absolut înnebunită după stilouri. Nu, cum să mergi? Nu, lasă-l aici să nu știe lumea că l-ai. Da? Și uite așa, sunt fericită posesoare a unei scheme sau unei capcane de neîncredere. Da? Cum se manifestă capcana asta la vârsta asta? După atâția ani. După atâția ani lucrați. Lucrați în terapie. Se manifestă cam așa. Sunt pe buza de a cădea în capcană și uneori mă balansez și spun noi ăștia de pe vremuri de dinainte avem un soi de neîncredere și mă dau un pas în spate, dar câteodată nu-mi dau seama și spun dar oare de ce mă întreabă chestia asta? Da? Știi, copii crescuți cu cheia de gât, da? Cu vezi-ai grijă să nu spui. Vezi-ai grijă să nu afle că or să ne facă rău. Vezi-ai grijă că. Da? Și capcana asta, de exemplu, a neîncrederii, are
o credință din asta cu care pe urmă la viața adultă trebuie să te lupți. Este, lumea poate să fie periculoasă. Lumea ar putea să-ți facă rău. Da? Bineînțeles, nu toată lumea are schema asta. Da? Dar atunci când crești într-un mediu în care ți se spune, vezi, ai grijă, vezi, ai grijă. Suntem mici, nu înțelegem de ce trebuie să avem grijă. Îmagazinăm nu numai cuvintele, dar îmagazinăm și... Ce o să se întâmple? O să se întâmple ceva? Nici măcar nu ni se spune ce o să ni se întâmple. Adică, nu știu, o să te bârfească cineva sau... Da? Este, vezi, ai grijă, ceva rău o să se întâmple. Da? Ăsta e doar un exemplu. Mulțumesc mult că ai împărtășit cu noi din biografia ta. Revenim la nevoile emoționale de bază, că tot ai menționat că în momentul în care eu cad într-un tipar sau eu tind să gândesc într-un fel, înseamnă că o nevoie de bază a mea nu mi este îndeplinită. Uh-huh. Poți să ne spui care sunt aceste nevoi de bază? Sigur. Le avem și în broșură? Da, în broșură? Le avem și în broșură, dar avem așa 5 mari categorii. Prima categorie și înainte să trecem prin ele, o să încerc să fiu fermă și să vă spun, sunt non-negociabile. Așa cum este apa, așa cum este mâncarea, nevoile emoționale pentru copii sunt non-negociabile. Da? În prima categorie sunt nevoile de atașament. Da? Copilul parcurge un drum, unii mai lung până la 9 luni, unii mai scurt, și după care vin în lumea asta pe care creierul lor nu este foarte echipat. Da? Și are nevoie de persoana de atașament să-l ia în brațe, să-l legene, dacă plânge, să-l calmeze, să-l... ceea ce numim noi să-l co-regleze emoțional. Da? Luăm bebelușul în brațe și... și încercăm, unii mai cântă dacă au voce, da? Și dacă copilul se liniștește, da? Practic îi îndeplinim nevoia de siguranță. Este ceva s-a întâmplat cu mine, probabil mi-e fumiță, mă doare burtica, am nevoie să-mi schimbe cineva pampersul și vine cineva acolo și are grijă de mine. Da? Asta este o nevoie de bază. Ce o să se întâmple la viața adultă? Că acum o să ne gândim bine, oamenii cresc, n-or să rămână mereu niște bebeluși. Da? Ideea este că dacă cumva, și asta putem să observăm și e foarte simplu de explicat în centrele de plasament și în fostele leagăne, că cumva de asta avem acum mai degrabă asistenți maternali care iau copiii și nu am evoluat și noi mai creștem în aceste centre și în aceste leagăne unde erau una, două, trei persoane îngrijitoare și foarte mulți copiii plângeau și apucai, nu exista timpul necesar să iei pe fiecare în brațe și să te comporți așa cum te-ai comportat copilul tău. Da? Și atunci e posibil ca un astfel de copil căruia nu i-a fost îndeplinită o nevoie de siguranță la vârsta adultă, când, nu știu, are 30-40 de ani, da? Să resimtă de fiecare dată un disconfort, să interpreteze, poate câteodată când, nu știu, partenera lui de viață este nervoasă și zice, ia mai lasă-mă în pace, du-te și lasă-mă în pace, că nu vreau să vorbesc cu tine acum, da? Cumva neștiind să se regleze emoțional și neștiind să se raporteze într-o manieră sănătoasă la ce se întâmplă, să nu poată să se regleze singur. Pentru că nevoia lui de reglare emoțională și de atașament și de conexiune nu a fost îndeplinită când a fost mic. Poate că este greu să se ducă și să spună, draga mea, ți-e rău, nu te simți bine, lasă, nu-i nimic, ești nervoasă. Da? Dacă am crescut în primii ani de viață și am fost învățat să accept emoțiile celuilalt, să înțeleg că emoțiile nu sunt ceva rău, nu sunt ceva negativ. Emoțiile doar ne semnalizează că undeva ceva nu este bine. Da?
Dacă cresc într-o familie unde aceste nevoi de atașament și de conexiune sunt îndeplinite, atunci eu pot, în vârsta adultă, să mă conectez în mod sănătos. Dar atunci când intru în situații în care, din diverse motive, conexiunea se întrerupe, pur și simplu pentru că, nu știu, cineva e nervos sau are zi proastă, s-ar putea să mă retrag, s-ar putea să mă gândesc, sunt nefericit, s-ar putea să vreau să plec de acolo. Ce capcane pot să dezvolt în momentul în care nevoia aceasta de atașament sigur nu este îndeplinită? Păi, depinde foarte mult de... La fel ne întoarcem în primii ani de viață. Dacă, din diverse motive, poate, nu știu, poate mama a muncit mult, poate a avut 6 copii, poate n-a putut să ia pe toți în brațe, de cele mai multe ori dezvolt această capcană a deprivării emoționale. Sunt cumva copiii aceia care nici măcar nu mai plâng. Este situația în care eu le spun, este dubios de liniștit copilul. Da? Pentru că copiii, cel puțin în primii 2-3 ani de viață, când nu se simt bine, este sănătos să semnalizeze. Ei semnalizează adultului. Mi-e foame, mi-e sete, ia mă în brațe, mi-e rău. Nu o spun verbal, că încă nu au achiziționat limbajul, dar plâng, pentru că plânsul este forma lor de manifestare. Da? Unii care au un temperament mai puternic, cum este fiul meu, de exemplu, nu plânge, dar țipă, urlă, dă cu piciorul. Da? Adică își manifestă mai degrabă furia pentru că nu este îndeplinită o nevoie și atunci calmezi întâi furia, te uiți după aceea să vezi care este nevoia în spate. Asta atunci când ai resursele necesare să faci lucrul ăsta. Dacă nu sunt, pentru că, repet, dacă ai 2-3 copii, un pic mai greu. Dacă ești singură și nu beneficiezi de ajutor, dacă ești singură și nu beneficiezi de ajutorul sau de înțelegerea partenerului, dacă ai o depresie postpartum, da? E foarte greu să faci în mod sănătos. Adică niciun părinte nu se trezește dimineața cu gândul astăzi nu o să îndeplinesc nevoile copilului meu. Nu. Lucrurile astea pur și simplu se întâmplă. Da? Și atunci o să încep să gândesc că nu are rost să mai cer. Capcana de privării emoționale este... Nu are rost să cer. Ceva de genul nu merit? Nu. Meritatul este mai degrabă despre cât de bun sunt sau câte lucruri fac. Este despre mine ca performanță. Da? Deprivarea emoțională este... Să zicem, în forma cea mai extremă, nu are rost să ceri pentru că nu e nimeni acolo lângă tine. Sunt oameni care mai târziu în viață s-ar putea să ajungă să se descurce singuri. Nu cer, da? Nu. Discutam cu o clientă de-a mea care făcuse o torsionare a unui mușchi și m-a întrebat, ok, dar de ce-i cărat singură? Cine să mă ajute? Eram singură acolo. Păi, poate ai fi putut să aștepți sau... Da, în viață te descurci singur, faci singur. Da? Adică nici măcar nu a mai cerut ajutorul, pentru că așa e învățată, să fac singură. Da? Dar asta pentru că sunt deprivată emoțional. Da? Mi-a ridicat un semn de întrebare. Okay. Asta cu momentele în care nu cere ajutor pentru că te gândești că trebuie să mă descurc singur, cum m-am descurcat și până acum, o să mă descurc și de acum încolo. Uh-huh. Deci poate să fie o capcană a deprivării emoționale. Da. Ce alte capcane mai includem atunci când ne lipsește această nevoie îndeplinită de atașament, de siguranță, de validare? O să trec, eu îi spun vedeta acestui grupaj, pentru că se discută foarte mult, inclusiv pe internet, persoanele tinere care se îndrăgostesc sunt foarte preocupate, capcana abandonului. Da? Să-mi fie foarte greu să gestionez plecările oamenilor de lângă mine. Să-mi fie greu să gestionez pierdere de orice fel. Să-mi fie greu să plec de la un job unde nu mă simt bine, pentru că nu vreau să pierd legătura cu oamenii de acolo.
să privesc orice prieten care se îndepărtează de mine ca fiind o catastrofă. Să mă apuce disperarea dacă relația mea nu funcționează. Da? Asta este capcana abandonului. Da? Este, nu pot să trăiesc fără tine. Nu pot să trăiesc fără tine. Da, nu am auzit așa exact, nu pot să trăiesc fără tine, dar am auzit... Te rog, nu pleca, nu mă părăsi. Am auzit după 2-3 ani de la despărțire sau de la divorț, am auzit, înțeleg, accept că s-a terminat, dar nu înțeleg de ce nu mă simt mai bine. Totuși a trecut atâta timp de atunci. Este tot capcana abandonului? Ar putea să fie. Tehnic vorbind, în cabinete, adică atunci când oamenii vin la terapie, ei ne spun niște chestii de suprafață. Nu putem să ne dăm seama de la suprafață în ce capcană se pică. Da? Ne trebuie cumva mai multe informații ca să ne dăm seama cum, ce gândește persoana în situația respectivă. Ar putea aici să fie capcana abandonului dacă continuăm cu întrebarea, ok, dar în ce fel? În ce fel face ca la 2 ani după plecarea să-ți fie încă greu? Pentru că a plecat și m-a lăsat în urmă. Pentru că a plecat, eu am rămas. A plecat, am rămas. Sunt lăsată în urmă. Mai există o legată de capcana abandonului, ceea ce... În engleză este fear of missing out, da, dar FOMO, da. Este aud că prietenele mele s-au întâlnit la cafea. Și nu știu, știau că poate eu am treabă sau au presupus, știau că eu sâmbătă am treabă și nu m-au sunat. Roxana, vrei cu noi la cafea? Da? Dacă am schema abandonului și se activează, pentru că țin la aceste prietene și relația e importantă, o să stau și o să mă gândesc, dar pe mine de ce nu m-au chemat? Oare nu mai sunt importantă pentru ele? Schemele și capcanele din zona de atașament este despre relații. Este despre cum oamenii nu sunt aici pentru mine, asta este despre deprivare, este despre cum am oameni lângă mine, dar o să-i pierd, mi-e frică că îi pierd. Ăsta este abandonul. Sunt oameni pe lângă mine, dar sunt potențial periculoși. Ăsta este neîncrederea. Da? Mai există capcana izolării sociale. Eu sunt altfel. Nu sunt de aici. Eu nu pot să mă integrez. Mă duc, nu știu, ar putea să se manifeste la muncă, ar putea să se manifeste la școală. Foarte mulți adolescenți, e o capcană care se definitivează în adolescență. Este, mama, eu nu știu ce caut acolo, eu nu sunt acolo, nu sunt cu oamenii ăștia. Da? Este un sentiment puternic că sunt cu niște oameni, dar eu nu sunt ca ei. Pentru că sunt diferit sau sunt special? Capcana cu specialul e în altă parte. Deci sunt diferit. Sunt diferit și nu într-un sens bun. Sunt diferit în sensul în care eu nu sunt de-al lor. O astfel de capcană poate să dezvolte o persoană care e într-o comunitate unde este diferit. Poate sunt în comunitatea de unguri și nu vorbesc limba lor, da? Poate sunt un rom într-o comunitate de români și mi se spune frecvent chestia asta, da? Poate sunt sărac, sunt în clasă și cu bune intenții oamenii vor să mă ajute, dar mi se dau cumva mesaje că sunt diferit și dacă nu este acolo cineva care să regleze copilul, să spună e ok să primim ajutorul, e ok să fim diferiți, putem să ne integrăm, atunci copilul rămâne cu ideea că sunt diferit și o să-i privesc cumva de la distanță. Dacă mergem în parcuri, sunt copiii aceia care stau pe margine, s-ar juca, dar nu le vine să se ducă acolo.
Pentru că cel mai probabil n-a fost acolo cineva care să-i ajute. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Păi, nu știu, m-am dus și n-au vrut să se joace cu mine. Hai să mai mergem o dată, hai să vedem. Hai să dăm la schimb o jucărică, hai să zicem o glumă, hai să mai încercăm. Da? Adică sunt în general copii care, la vârsta aceasta în care descoperă socializarea, încearcă să intre în grupuri. N-au resursele necesare, n-au succes. Interpretează ce se întâmplă ca fiind extrem de dureros sau de netrecut pentru ei și atunci rămân la margine. Da? Nu sunt... Sunt oamenii cu anxietate socială puternică? Sunt oamenii care se gândesc... Lumea se uită la mine, dar dacă m-am înroșit, dacă se întâmplă ceva, eu sunt diferit. Uite, oamenii ăștia cum pot să stea aici? Și eu mă înroșesc. Adică sunt, percep ceva negativ la mine care mă face sau mă împiedică să mă integrez. Și mai mult să ies cumva în evidență cu treaba asta. Și tot aici mai avem capcana, eu i-am spus acolo capcana rușinii. Inițial ea s-a numit capcana de defect rușine. Este capcana în care eu încep să gândesc despre mine că eu față de ceilalți sunt defect. Eu nu pot să fac ceva, nu sunt așa, nu sunt frumoasă, nu sunt deșteaptă. E un pic mai puțin despre performanță, este mai mult despre cum sunt eu. Apare prin comparația mea, compararea mea cu ceilalți? Da. Prin compararea mea ca persoană, de cele mai multe ori pe aparențe, pe fizic, da? Comparația pe performanță duce la altă capcană. Duce mai mult la o capcană a eșecului de genul eu nu sunt în stare să fac ca Gigel. Da? Dar capcana defectului este eu sunt Gigel e mai bun decât mine, eu sunt altfel decât el într-un sens rău, da? Eu sunt defect. El e ok, eu sunt defect. Ok. Și e însoțită de foarte multă rușine. Pentru că rușinea este o emoție ca toate celelalte, o emoție sănătoasă. E o emoție sănătoasă, rușinea? Da. Da. Și invidia și gelozia, emoțiile sunt ca senzorii în bordul mașinii. Doar ne arată că ceva e în neregulă la mașina respectivă. Și trebuie să vedem ce. Dacă copiii sunt învățați să trăiască în mod sănătos, pentru că se poate întâmpla, nu știu, sunt bărbat, ies afară și mi-am uitat șlițul desfăcut, da? Ok, repar, nu e nicio problemă. Dar dacă vreau să plec de acolo, vreau să nu mai vorbesc cu oamenii aia pentru că m-au văzut în situația asta, este mai degrabă o problemă? Adică nu reușesc să integrez rușinea într-un mod sănătos. Da? Pentru că, da, se întâmplă, nu știu, zic o prostie, se întâmplă ceva. E o rușine care mă îndeamnă să repar. Îmi pare rău să repar treaba asta. E o chestie sănătoasă. De dacă rușinea mă împiedică... Mă blochează, mă face să evit, mă face... De cel mai multe ori rușinea te face să te ascunzi. Oamenii vin și descriu, aș fi vrut să se deschidă așa o groapă, să intru acolo și lumea să uite că eu am făcut treaba asta. Da? O să fac o recapitulare pentru mine. Deci atunci când nevoia mea emoțională de bază de atașament nu este îndeplinită, pot să experimentez capcana deprivării emoționale, a abandonului, a neîncrederii, a izolării sociale sau a rușinii, a defectului, cum ai menit tot. Da. A defectului, dar nu sună așa foarte politically corect. Ok. Mai spune-ne despre o altă nevoie. După ce copiii sunt luați în brațe, sunt hrăniți, începe diversificarea. Ori să înceapă să o ia de bușile și să exploreze mediul. Da? Și atunci copiii au nevoie să le fie încurajată autonomia. Da? Dacă crezi, de exemplu, într-o familie mai anxioasă, mai fricoasă, copilul se ridică și, cum sunt ăștia mici, de-i mai trage și pampersul înapoi, încep să... Vezi că o să cadă, vezi că o să se întâmple ceva, vezi că... Nu, vezi că vine câinele, vezi că se împiedică, vezi că... Da?
încet, încet, autonomia lui începe să fie înfrânată. Da? Pentru că îi dau linguri, îi dau cu lingurița și la un moment dat, invariabil, copiii îți vor lua lingurița din mână, eu. Da? Să încerce da. El. Pentru că asta este o chestie sănătoasă. Asta este un semn că puiul nostru evoluează. Vrea să facă singur. În momentul în care, din diferite motive, că nu sunt într-un loc bun emoțional eu ca părinte, că mai este un frate sau o soră care sunt geloși și îl urmăresc pe ăsta mic și imediat iar l-ar împinge sau i-ar lua jucăria sau l-ar necăji, da? Atunci devine așa un soi de ceea ce numim noi mamă elicopter. Mm-hmm. Da? Adică, o cloșcă supraprotectoare. Da. Stau și mă plimb așa ca elicopterul de poliție pe deasupra să nu se întâmple ceva. Ceea ce evident e sănătos să facem, dar să nu transmitem copilului că nu singur, cu mine. Da? Ideea este că cumva nevoia mea de a încerca sănătos, de a eșua, că și eșuatul e sănătos, pot să învăț din el, nu mi este satisfăcută și nu sunt s-ar putea să fiu într-o zonă de hiperprotecție și atunci o să-mi fie foarte greu când mediul se schimbă, că nu o să fie întotdeauna familia acolo să mă protejeze. Poate că o să mă duc și o să-mi găsesc un partener care să mă protejeze. Poate că mai lungesc un pic. Dar la un moment dat, în momentul în care eu mă lovesc singură de o problemă și nu mă descurc, apare prima capcană, capcana eșecului. Capcana eșecului. Da? E foarte greu să tolerez faptul că nu mi-a ieșit. Da? Pentru că atunci când eșuez, s-ar putea să fiu trist, s-ar putea să fiu furios. Da? Să învăț că așa o să apuc să fac alte lucruri dacă exersez. Dar cumva asta o să mă împiedice. Și atunci, un lucru cumva contraintuitiv este că foarte mulți oameni performanți au capcana eșecului. Foarte mulți oameni performanți au capcana eșecului la bază. Da? De ce? Pentru că au încercat să se lupte cu ea. Da? Și atunci au fost mereu ok, vreau să fac chestia asta, vreau să o depășesc. Dar eu n-am scăpat de capcană. Doar am găsit o modalitate de a nu mai eșua. Dar n-am scăpat de frica de a nu eșua. Eu înțeleg așa că cumva, ca să folosesc termenul tău, cumva atâta timp cât nu găsesc o cale sănătoasă de a mă raporta la eșec, tot o să fug de el. Da. Și o să performez făcând asta. Pot să fug și să nu mă duc la teză? Sau pot să mă lupt cu frica mea, să stau zi și noapte să învăț? Dar eu nu o să scap de frică. O să iau o notă care de cele mai multe ori o să fie apreciată de cei din jurul meu. În mintea mea va fi o soluție foarte bună să fac lucrul ăsta. Problema e că la 20 de ani, la 30 de ani, nu o să pot să performez într-una. O să mai am nevoie să mă relaxez, o să mai am nevoie să întemeiez o familie, o să mai am nevoie să am grijă de copii. Da? Și atunci oamenii extrem de performanți au o dificultate în a se conecta, de exemplu, cu copiii sau cu familia. Să stăm să ne uităm, sunt foarte multe exemple de oameni performanți care sunt mai degrabă singuri. Da? Pentru că ăsta este un exemplu de capcană în care n-am putut să mă opresc și să mai și eșuez din când în când. Ideea este de balans. Da? Dar ce spui tu, Roxana, acolo? Spui despre lecția eșecului, adică să învăț și lecția asta și să o învăț în așa fel încât să-mi iau ce e nevoie să-mi iau din ea. Da, stai să ajungem la lecția cu standardele, ca aia o să fie și mai greu de înțeles.
Hai să trecem repede prin celelalte capcane care sunt, care apar atunci când nu mi este îndeplinită nevoia de autonomie. Ai spus capcana eșecului, capcana dependenței. O să am mereu nevoie de cineva, să fac lucruri cu cineva. De exemplu, copiii care sunt, se bagă într-un proiect, dar doar cu altcineva. Nu s-ar apuca să facă singuri. Sunt ok, reușesc să facă, dar în echipă. Și aici nu discutăm despre să dezvoltăm spiritul de echipă. Nu. În lipsa unei echipe, în lipsa unor oameni cu care să fac, nu o să fac. O să-mi fie greu să mă descurc, o să mă tot gândesc, o să mă îndoiesc, fac bine, nu fac bine. Deci, practic, nu o să reușesc să ajung la capăt. Mm-hmm. Pentru că am această capcană a dependenței. Și capcana simbiozei e legată tot de capcana dependenței? Da. Este extrema dependenței. Este cea în care am, nu știu, hai să zicem 30 de ani, o sun pe mama și zic să-mi iau perdele bej, să-mi iau perdele roz. Păi, nu știu ce să zic, vezi și tu ce ți se potrivește. Mă duc, nu reușesc să mă hotărăsc. O sun iar pe mama. Pereții sunt albi. Cred că totuși ar merge roz. Mama, tu cum zici să fac? Da, ai explicat, ai clarificat foarte bine capcana asta. Ceea ce ok, la perdele nu e așa o problemă. Că până la urmă asta este la ei, îți dă mama un sfat odată, nu e. Dar problema cu simbioza este că sunt adult, mă duc în relația mea, dar în relația mea vor fi trei. Minim. Eu cu partenerul meu și cu mama. Sau mama cu tata, cu bunica. Sau partenerul meu cu mama, cu tata, cu bunica. Uh-huh. Da? Da. Și atunci e o chestie dificil de dus. Uh-huh. Și tot în categoria asta este și capcana vulnerabilității. Da. Eu îi zic capcana lui Aoleu și Văleleu. Uh-huh. Este... mi-a ieșit o pată. S-a întins. Nu cumva am cancer? Mă duc să verific. E 7. Trebuia să fie acasă de la 5. A pățit ceva? Mm. Da. Este orice nu se întâmplă conform felului în care eu, în mod autonom, până atunci m-am gândit că se întâmplă lucrurile, în mod automat sunt... S-a întâmplat ceva rău. O catastrofizare. Da. Da. Este o să... Problema și fiind legat de autonomie și performanță este o să se întâmple și o să-mi fie foarte greu. Nu? Și nu o să pot să fac ceva. Nu o să pot să ies de aici. Da. Și astea sunt... Asta este exemplu clasic de, pe care l-ai dat tu. M-am despărțit și la 2 ani încă nu mi-am revenit. E posibil să fie o capcană de genul ăsta. Da. Pentru că mai ales dacă oamenii din jur, prietenii, rudele zic, băi, dar au trecut 2 ani, mă, dar dă încolo de treabă, da? Nu pot să fac chestia asta, pentru că eu nu mă descurc, nu pot să fac chestia, e o catastrofă, nu pot să fac singur. Da. Iar aș fac o recapitulare. Deci atunci când nevoia emoțională de bază de autonomie nu mi este îndeplinită, pot să dezvolt manifestări din capcana eșecului, a dependenței, a simbiozei, că eu le-am reținut așa una lângă cealaltă, și capcana vulnerabilității. Ce se întâmplă când nu mi este îndeplinită nevoia emoțională de limite și granițe sănătoase? Că tocmai am avut un live cu un alt psihoterapeut săptămâna trecută. Aici sunt două mari capcane. Să nu respect eu limitele și granițele celorlalți. Și atunci s-ar putea să ajung o persoană un pic cam ocolită sau evitată de ceilalți. Capcana fiind o capcană a îndreptățirii. Da? Este persoana aceea care, ok, lucrurile trebuie să se facă așa, eu știu așa, e mai bine așa. Cumva nu mă interesează cum crezi tu că ar fi mai bine. Este, sau
Mimez că m-ar interesa. Da, 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 bine, facem ca mine. Da? Mm-hmm. Asta este o capcană a îndreptățirii. Ceea ce este trist este că ajung la ea de cele mai multe ori pentru că am fost un copil răsfățat. Capcana îndreptățirii se dezvoltă atunci când am primit foarte multe lucruri de la părinții mei. Am fost răsfățat. Foarte multe lucruri bune, dar n-am fost învățat să tolerez că și altcineva poate să discute cum este să mă frustrez puțin, să nu fiu eu de fiecare dată primul, să nu știu, să nu primesc eu întotdeauna copanul, știi? Mm-hmm, mm-hmm. Adică, cum le spunem noi elevilor, că libertatea ta se întrerupe, se oprește unde începe libertatea mea și să accepți asta. Da, ideea, atunci când... Și e cumva cam ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu generația mea prinsă undeva la liceu, când a venit Revoluția. Majoritatea femeilor de vârsta mea au zis: eu nu vreau să treacă copiii mei prin ce am trecut eu, eu nu vreau să-i lipsească păpușa, eu nu vreau să-i lipsească. Și atunci au luat în exces, au dat în exces. Eu nu vreau copilul meu să plângă, să adoarmă seara plângând pentru că nu are nu știu ce, nu? Și din prea mult bine am ajuns să ignor, să tolereze un pic de rău. Da? Și atunci oamenii cu această capcană a îndreptățirii vor crește crezând că ok, mie mi se cuvine. Dacă mi se cuvine, trebuie să dai deoparte, că eu așa am fost învățat. E o capcană care afectează foarte mult relațiile. Dacă. Și este o capcană care e foarte greu de recunoscut, nu recunoscut de către ceilalți, că ceilalți sunt deranjați de... De cel care se îndreptățește. Care, da. Dar este foarte greu, adică așa singur în fața oglinzii poate o să zic am fost un pic cam răsfățată, dar nu-i nimic rău în asta. Da? Și capcana impulsivității? Aici nu pot să-mi respect mai mult limitele mele. Văd și vreau. Aici are legătură cu toleranța la frustrare. N-am fost învățat să-mi frustrez un pic. Nu știu, vreau o jucărie, vreau și reacționez. Dar înseamnă că neapărat o să țip, pot să fiu impulsiv, să cumpăr foarte multe. Da? Da, shopping-ul impulsiv, compulsiv intră aici? De cele mai multe ori, da. Dacă nu este lipit și de altceva, de cele mai multe ori, da. Ok. Deci capcana îndreptățirii, când... Mă duc peste ceilalți. Mă duc peste celălalt. Și capcana impulsivității, tot așa mă duc spre... Mă duc și peste nevoile mele, pentru că n-am putut să mă opresc. Era prea bună prăjitura, da? Mânca jumătate de tavă. Adică mi-afectează foarte mult și limitele mele. Că dacă mănânc azi o jumătate de tavă, mâine o jumătate de tavă, peste 5 zile o jumătate de tavă, granițele mele corporale vor avea de suferit. Granițele mele de sănătate vor avea de suferit. Adică nu țin cont, aici tristețea este că nu țin cont nici de ceea ce este sănătos pentru mine. Le încalc pentru că mi este foarte greu să tolerez frustrarea. Asta înseamnă că nici nu mi le cunosc. De cele mai multe ori nu. Nevoia emoțională de bază de autoexprimare spontană. Ce se poate... Liberă. Liberă. Autoexprimare liberă. Ce poate ieși de aici? Și aici, iarăși, o să ne întoarcem în ce se întâmplă în mica copilărie. Plângi? De ce plângi? N-ai niciun motiv să plângi. Îți dau eu un motiv să plângi. Asta este... secundar, dar se poate întâmpla și chestia asta, da? Și atunci, pentru că știu că o să deranjeze, sau sunt un copil foarte vesel, am voce. Că tot mi-ai dat exemplul de mai devreme. Care, da. Și când, și țip. Și la un moment dat, un părinte zice, dar mai taci. Adică, practic, îi transmit emoțional că nu e ok să se exprime liber, da? Persoanele cu scheme în zona asta și cu capcanele astea n-ajung să fie foarte creativi. Pentru că sunt foarte înfrânați. Și aici poate să apară capcana subjugării. Aici sunt ceea ce numim
oamenii care îi mulțumesc pe ceilalți, people pleaserii, da? Nu contează ce îmi place mie, o să fac ca tine. Da? Pentru că eu nu am fost învățat în mod spontan să spun și ce îmi place mie. Eu am fost învățat că, ok, tu treci pe locul 2. O să întâlnim capcana subjugării la foarte multe, la foarte mulți copii care au fost soră sau frate mai mare. Este, ai înțelege-l că el este mai mic. Ceea ce e ok. Adică, în mod sănătos, copiii mai mari au capacitatea de a ceda în fața unui copil mai micuț. Dar trebuie să avem grijă să nu se frustreze cel mare. Să nu se ducă în camera lui bus umflat. Eu trebuie să renunț eu. Da. Pentru că va învăța să renunțe. Da. Adică vom trimite în lume un copil gata, pregătit să se subjuge. Și mai avem încă două capcane aici. Capcana autosacrificiului. Aici este... o să primesc mult nana. Da. Pare un ocean așa, când am auzit autosacrificiu. Da. Când discut despre capcana aceasta, mi-aduc aminte despre bunicul meu. Bunicul meu s-a așezat la masă după ce mâncau nepoții. Da? Bunica mea s-a așezat la masă după ce mâncau nepoții și bunicul meu. Da? Și era... ce avem? Poate târtița? Poate gâtul? Ceea ce repet, ar putea să pară foarte valoros. Dom'le, am lăsat de la mine și le-am dat copiilor să mănânce copilul cel mai bun. În mod sănătos ar fi ce avem aici. Avem o pulpă, avem un piept și avem și un gât. Îl împărțim și mâncăm toți. Pe toate le împărțim. Da. De ce? Pentru că capcana autosacrificiului este în primul rând periculoasă pentru cel care se sacrifică, pentru că am întâlnit persoane care mi-au spus noroc cu pensia că am plecat și eu în concediu. Până acum n-am apucat, că au fost copii, i-am trimis la facultate. Da? Adică nevoile mele sunt mereu amânate, eu nu mi le exprim. Și câteodată s-ar putea să nu mai apuc. Da, exact, la asta mă gândeam. Mi-a venit în minte acum o imagine care pentru mine este dramatică, dar nu știu încă de ce. Este o scenă din Lista lui Schindler în care familia de evrei, așteptând să fie dusă, să fie despărțită, bunicul care ia carameaua și cu un cuțit o împarte în bucăți foarte, foarte mici ca să ajungă la toți membrii familiei și spune, asta e ultima noastră masă împreună. Apropo de împărțit. Da, asta, asta este un exemplu de răspuns sănătos. Acum, faptul că copilul mănâncă copanul și mama se sacrifică și mănâncă gâtul, în timp, peste 20-30 de ani, va fi în felul următor. Să zicem că avem o nepoată sau o fică. Dacă fica preia acest model, ori va ajunge să se sacrifice și ea la rândul ei. Și atenție, noi nu știm peste cine va da în viață. Că putem să întâlnim oameni care nu țin la ea într-un mod sănătos și natural. Și li se va părea firesc și normal să se sacrifice soția mea pentru mine, nu? Da? Da. Deci ori dau drumul în viață cuiva care se va sacrifica, iar eu... niciun părinte n-ar vrea să-și învețe copilul să se sacrifice. El face gestul ăsta pentru că așa e felul lui de a iubi, așa a fost învățat. Că dacă ne uităm în spate, mai găsim o străbunică care făcea așa. Da? Ideea este că ori dau drumul în viață unui om care se va sacrifica și nu-i va fi bine, da? Ori vom da drumul în viață cuiva care este beneficiarul sacrificiului. Un îndreptățit. Și va dezvolta schema de îndreptățire. Da? Ideea e că autosacrificiul vine de foarte multe ori, vine cu foarte multă tristețe și cu depresie. Da? Adică e foarte trist să mă gândesc eu sunt mereu ultima. Și câteodată s-ar putea să vină cu furie. S-ar putea să zic, ia știți ce? Mai stați la coada, cum eu. Și asta nu e neapărat sănătos. Pentru că eu am ajuns în situația asta și sunt furioasă și pentru că
n-am știut să dozez și m-am tot sacrificat. Adică autosacrificiu s-ar putea la un moment dat să întoarcă și o față a furiei. Pentru că cât pot să mă tot sacrific. Și tot în această categorie mai avem ceea ce numim căutarea aprobării. A validării. A validării, a aprobării, am făcut bine, n-am făcut bine. Dacă nu sunt aprobat, nu mă exprim spontan. O să las capul în jos și o să zic, ok, n-am făcut bine. Problema cu capcana, cu căutarea aprobării și a recunoașterii este că, ok, nu e un lucru rău să vreau să mă valideze ceilalți în mod sănătos. Până la urmă avem nevoie și de validarea celorlalți. Din primul grup. Deja știm din prima categorie. Problema este că în lipsa validării, eu nu o să cred despre mine că am făcut bine. Adică eu o să ajung să mă valorific și să zic că fac doar când ceilalți mă vor aproba. Asta este marea problemă. Da. Și este aici mi se pare foarte dureros exemplul ăsta cu care se întâmplă în familii de genul, dar eu nu-mi cert copiii. Nu. Dar îi iau în brațe și îi îmbrățișez și îi validez doar când fac lucruri bune. Și asta e cumva o formă un pic mai complicată și oamenii vin în terapie și spun am avut o familie obișnuită, nu ne-au certat, nu ne-au bătut. Adică câteodată te întreb, se puțin totuși, care e problema? De ce e omul ăsta depresiv? De ce ia dacă pastile? Dacă trecutul lui este așa de luminos. Da. După care, săpând, ne dăm seama că a primit doar atunci când, adică validarea a venit doar când am făcut ceva. Doar atunci când am primit aprobarea. Și asta este un lucru destul de trist. Este. Hai să mergem repede și la ultima nevoie, dar nu cea din urmă. Nu. Nevoia aici de joacă, de relaxare. Da. Cred că nevoia de relaxare și de joacă este printre cele mai frustrate nevoi din cultura noastră. Adică este, te duci la școală, te întorci, îți faci lecțiile, mai înveți ce mai ești, dacă mai rămâne timp, te joci. Da? Și atunci, noi nu suntem eminamente, noi românii, noi nu știm să ne distrăm. Ne uităm așa cu invidie, mi-aduc aminte când am fost mai tânără fiind într-o vizită în Italia, erau niște doamne. Cred că erau undeva 70-80. Erau la cafenea. Adică erau într-o piațetă, beau cafea, erau aranjate, aveau biciclete. Și eu mă gândeam, Doamne, ce diferență gândindu-mă la bunicii mei. Da? Noi nu știm să ne relaxăm și să ne jucăm. La noi este munca întâi. Relaxarea e... Dacă muncești, apoi poți să te și relaxezi. Nu, ideea este că e o capcană. Nu ajungi să te și relaxezi. Sunt mulți oameni care trăiesc cu ei, lasă că o să te relaxezi pe lumea cealaltă. O să ai timp la bătrânețe, nu? După ce te pensionezi. Nici măcar. Lasă că pe lumea cealaltă o să stăm toți la locul verdeață. Până atunci trebuie să muncim. Da? E trist. Eu am oameni în cabinet care au mers în concedii și cum au vrut ei și și-au făcut niște plăceri după ce copiii au fost la casa lor. E foarte trist. Da. Ce capcane avem aici? Putem să avem o parte din ce am discutat până acum legat de autosacrificiu și avem foarte multă inhibiție emoțională. Capcana de inhibiție. Adică nu ne exprimăm emoțiile. Relaxarea, în ceea ce privește relaxarea și bucuria și fericirea. Lumea spune, băi, ok, fericirea este ceva ce te inundă și n-ai cum să n-o trăiești. Nu, noi avem nevoie să învățăm, să râdem, să ne jucăm, să fim refericiți. Da.
Da. Deci aici avem această capcană a inhibiției emoționale. Tot aici, pentru că suntem mereu vigilenți să nu se întâmple ceva, este capcana negativismului. Să mă uit mereu după ce ar putea să se întâmple rău. După pericole. Da, uite, s-a întâmplat și ceva bine. Da, să vedem ce ar putea să nu se întâmple bine. Da? Adică sunt oameni care mai degrabă le pică lentila asta, ce n-a mers bine. Dar uite, ai performat, nu știu, ai cântat la operă. Da, dar notele nu știu care și-am făcut, lumea nu și-a dat seama de chestia. Da, eu știu și nu mă pot bucura. Asta, și asta cred că este iarăși foarte greu de identificat la tine. Adică aud așa un joc în care tu, negativistul, sorry, Roxana, că te-am spui, nu, n-am făcut și eu tot vin și îți spun în față, dar uite, asta a fost ok, dar poate asta a fost ok și tu continui să spui, dar nu mi le aduce pe astea, lasă-le pe astea, dă-mi-le să le văd pe alea care n-au fost în regulă sau care ar putea să nu fie în regulă. Identificarea vine mai degrabă din faptul că lipsește bucuria, adică știi genul acela de oameni despre care la un moment dat ceilalți vor spune, păi, dar nu poți tu să te bucuri. Ai bucură-te de... Și câteodată oamenii spun, nu, eu sunt concentrat pe ce am... Ne bucurăm când ne ies treburile. Dar ideea este că mereu apar altele și altele. Că... Da, eu am o prietenă care atunci când începe un... Când primește aprobări, avize și proiectul cumva înaintează, spune, nici nu vreau să mă bucur încă. Pentru că ar putea să se întâmple ceva rău. Ar putea să se întâmple ceva rău. Da. Mm-hmm. Și tot aici, una dintre cele mai controversate capcane, zi-o și pe asta, o să le zic că le vin la pachet, sunt standardele înalte și adică hipercriticismul. Și aici oamenii vin și zic, băi, Roxana, dar ce-i nasol să ai standarde? Pe mine standardele m-au adus unde sunt acum. Faptul că am standarde mă face să am o casă curată, să fiu îmbrăcat... Organizat, disciplinat. Problema nu sunt standardele. Problema este vigilența legată de aceste standarde. Problema este că atunci când ele îmi ies. Și eu mă gândesc la următorul task, fără să mă bucur. Drama este când nu-mi ies. Pentru că voi suferi proporțional mai mult decât dacă m-aș bucura că ele ies. Adică standardele în sine nu sunt rele să le avem. Dom'le, așa îmi place mie să stea farfuriile... înclinate așa. Nu asta este problema. Problema este că mă duc, ridic dulapul, sunt 7 farfurii așa și una așa și eu zic, nu puteai să o pui așa? Mm-hmm. Da. Pentru mine asta e un disconfort. Pentru că oamenii zic, nu e așa o problemă. Ba da, pentru că eu când deschid și alea toate stau așa și așa, eu zic, imediat am dat drumul la adrenalină, imediat am dat drumul la noradrenalină, organismul meu este inundat de cortizol. Eu nu-mi dau seama că sunt cantități mici. Și dacă mai și locuiesc cu cineva și acel cineva a pus farfuria așa... Sau copilul, adolescentul. Sau, da? Sau aveam la un moment dat o clientă care efectiv îi lua foarte mult până reușea să doarmă pentru că se așeza în pat și se uita. Cine a dat perdeaua? Se ridica... Dădea perdeaua să fie... Cum era după standardul ei, da? Stătea și acea aminte. N-am strâns ceva din bucătărie. Se ridica. Aici sunt foarte, foarte mult persoanele tipicare. Ceea ce repet, să ai un anumit tipic să faci lucrurile. Asta te face performant. Problema este când deja e prea mult și nu mai poți să te bucuri de ce faci. Când consumi prea multă energie. Da. Pentru a-ți menține standardele acolo. Și standardele nu vin, pe principiu, o chestie nasoală nu vine niciodată singură, uite schema de negativism, da? Este penalizarea. Nu numai că n-ai făcut bine, dar trebuie să-ți spun ca să înveți. Nu, mai spun o dată, nu numai. Deci schema de penalizare este, eu trebuie să anunț de fiecare dată că nu se face bine. Da? Adică sunt vigilentă. Ok, n-ai pus farfuria așa. Pentru că eu pot doar, adică pot să fiu genul de persoană care am doar standarde înalte, da? Schimb farfuria, răsuflu, mai beau un ceai de tei, mă liniștesc și atât.
Dar dacă am și schema de penalizare, o să mă duc peste bărbatul meu care se uită la televizor și o să zic, farfuria aceea pe care ne-ai pus-o bine, numai eu trebuie să pun farfuriile bine, sunt singură în casa asta. Da? În momentul în care am și schema de penalizare, o să mă duc să pedepsesc, să penalizez persoana care nu respectă standardul. Și aceasta, evident că îmi strică foarte mult din relații. Da, mi-au venit în minte niște situații de la școală, dar nu avem timp să le discutăm acum, și cu standarde înalte și cu penalizare. Mulțumesc mult că am reușit să trecem prin aceste nevoi de bază și capcanele din fiecare nevoie, din fiecare nevoie. Și aveam 30 de minute pentru partea pentru partea de întrebări care vin de la voi. O să vă rog acum că ați ascultat-o pe Roxana. Ați înțeles ce înseamnă o capcană mentală? Ați înțeles câte se pot dezvolta în mintea noastră, plecând de la modul în care am fost crescuți? Să ne spuneți cum rezonați voi cu informația asta. Poate aveți și voi niște povești, poate aveți și voi niște situații, niște întrebări. Ăsta e momentul să le spuneți. Și dacă e... Da. Încă suntem în live, deci ceea ce împărtășim aici, am împărtășit și Roxana, am mai spus și eu câteva lucruri, sper să vă simțiți în siguranță să le spuneți. Ok? Mai întreabă și microfon. Georgeta, îmi cer scuze, ne-ați explicat teoretic capcanele. Și vă mulțumim, deși avem o vârstă destul de înaintată, dar eu îmi permit, nu neapărat să ies din subiect, dar vă întreb ca senior, că e vorba de emoție, de sunt relaxată, sunt acasă și sună telefonul. Primesc o veste tristă. Tristă înseamnă orice, și inundație, și un copil bolnav, chiar până la deces. Vă spun ce fac eu. Și am marea rugăminte ca psihoterapeut, medic, dacă puteți să-mi spuneți ce e mai la îndemâna unui om să facă ca să-și stăpânească acea emoție care, vai de mine, în cele mai multe situații te prăbușești, simți că nu mai poți, curg apele și vă spun ce fac. Automat primul lucru la care mă duce gândul este autocontrolul și zic, stai puțin să mă stăpânesc. Să văd, există soluții care depind de mine sau nu depind de mine și dacă e noapte, uneori mă întorc de pe partea asta pe cealaltă, mă frământ toată noaptea și o să-mi spuneți dumneavoastră în ritmul ăsta, ajungi la depresie. Eu vă spun, dacă este zi, pur și simplu ascult tot dacă nu este o chestie de intervenție și de deplasare imediat acolo unde se produce. Mă refer strict la emoția omului, a seniorului, așa. Zic, mă, ce am de făcut? Stai un pic să mă detensionez, să mă... Dacă este zi, merg pe balcon, deschid, adică încerc să iau o gură de aer, să îmi fac bine, beau un pahar de apă. Sau merg mai departe, ies într-un parc, mă duc într-un mall unde știu că îmi place ceva fără să cumpăr, să mă detensionez. Dar vă întreb, care ar fi cea mai indicată soluție de autocontrol pentru mine, ca senior? Ce ar trebui să fac? Întrebarea este pentru noapte? Ce facem noaptea? Nu, și ziua. Pentru că... Noaptea v-am explicat că mă perpelesc, că n-am încotro, că dacă e zi, ies în oraș, fac ceva. Sau da. Mă uit în oglindă și văd, după ce că sunt bătrână și mă rog cum sunt, când îmi văd și așa, acea față, nu că mi-aș dori să fiu frumoasă, dar îmi spun, stai puțin, dar ce fac în ritmul ăsta, că nu ajut cu nimic situația? Ce ar trebui, care este prima, cum să vă zic, prima prevenție de autocontrol pentru un senior ca mine? Da. Eu o să dau... O să dau un răspuns un pic mai lunguț. În primul... Da. În primul rând, când încep să nu mai am resurse, ar fi bine să le porționez, să le bucățesc. Da? Și ideea e în felul următor. Ăsta este adevărul și pentru dumneavoastră și pentru mine care am 50 de ani. Da? În momentul în care îmbătrânim,
începe încet, încet să se strângă. Asta este procesul de îmbătrânire. Da? Și în momentul în care se strânge, o să am mai puține resurse să pot să tolerez emoțiile puternice. Și este pe principiu, mă uit în portofel, mai am doar 100 de lei. Ok, trebuie să iau doar ce este strictul necesar. Așa este și aici. Prima regulă ar fi, fără vești după ora 7 seara. Da? Strict. Asta înseamnă să le puneți o limită. Nu, dacă dă Putin cu bomba, o dă anyway, oricum nu mai contează, nu ne mai stresăm. Da? Dar orice altceva poate fi gestionat de la 7 dimineața când e zi. Da? Și am să vă explic de ce. Noaptea, anxietatea noastră este mult mai greu de tolerat. Nu numai pentru dumneavoastră, și pentru o pisicuță, și pentru un cățel, și pentru un copil, pentru toată lumea. Ce au noroc, persoanele care, de exemplu, nu știu, sunt mai tinere, stau mai mult seara, mai stau pe internet, au oameni cu care pot să vorbească, și un creier care încă nu și-a pierdut din resurse, este că pot să ducă anxietatea și noaptea. Dar primul sfat este fără vești proaste sau fără vești neașteptate după 7 seara. Da? Este, ok, uite, eu îmi doresc să ajung la 90 de ani. Dacă vestea nu este foarte sănătoasă, zi-mi eu mâine, când am resurse pe lumină, hai să vorbim astăzi despre centrul Iazul Morilor, că mi-a plăcut aici foarte mult, m-am distrat cu domnul taximetrist când a venit și m-a adus aici în locația asta, da? Hai să vorbim despre orice altceva de 7 seara. Lucrurile care sunt mai complicate, le discutăm ziua. Pentru că ziua, corpul nostru este pregătit, are resurse. Da? Pe vremuri, bunicii noștri se culcau la 7-8 seara, se trezeau dimineața foarte devreme, da? De aceea se plătește dublu garda de noapte. Da? Nu se plătește numai pentru că eu lipsesc de acasă, pentru că nu stau cu soțul meu, cu copiii mei, ci pentru că corpul meu face un efort deosebit să facă lucruri de zi, noapte. Deci primul sfat ar fi ăsta. Restul sunt sfaturi reglate de calmare. Și o să spun acum, o să încerc să zic cât mai simplu. Noi avem o fereastră de toleranță. Dumneavoastră aveți o fereastră de toleranță în care puteți să primiți vești rele. Eu am o altă fereastră de toleranță, Carmen are altă fereastră de toleranță, fiecare om cu fereastra lui de toleranță. Orice depășește fereastra de toleranță, prima regulă este întâi mă calmez și pe urmă mă ocup de problemă. Nu mă gândesc la problema respectivă, mă gândesc la ceva plăcut. Dacă sunt genul care mă liniștesc cu muzică, îmi pun muzică. Dacă sunt genul care mă liniștesc, nu știu, mama mea se liniștește croșetând. Câteodată la 12 noaptea când mai cobor, eu o văd croșetând. Am să mă duc peste ea să-i spun, ok, du-te și dormi că e 12 noaptea. Îmi dau seama că nu s-a simțit foarte bine, că are diferite. Ok, ce ai făcut aici, ce a mai ieșit? Drăguț, face tot felul de... Toată lumea, eu, fiul meu, fratele meu, toți avem păturici croșetate. Multe. Multe. Le dăm cadou, da? Asta este modalitatea ei de a se liniști. Ideea este, trebuie să mă liniștesc ca să mă ocup de o veste proastă. O veste proastă e un soi de nu merg la serviciu dimineața pe nemâncate. Așa este și aici. Da? Să mă liniștesc, să fac orice mă ajută pe mine să mă liniștesc. De-abia după aceea mă gândesc, nicio altă veste proastă nu este mai importantă decât sănătatea. Da? Pentru că dacă avem resurse, putem să gestionăm orice veste care vine. Da? Ideea este să mă calmez. Nu mai am resurse? Mă duc frumos la medicul meu de familie și spun, mama e pe vremuri lua extraveral, dă-mi și mie niște extraveral, da? Dă-mi și mie niște melatonină. Pentru că creierul nu mai produce, nu ne mai ajută. Suntem în deficit. Da? Și avem tendința să consumăm din ce n-avem. Și atunci normal că suntem mult mai agitați. Și atunci ziua e mai simplu. Ziua e lume. Ziua sunt zgomote. Zgomotele ce fac? Vin și îi dau comandă creierului meu.
nu știu, trec pe undeva și miroase a covrici. Nu pot să ignor. Adică dacă n-am miros, o să-l ignor. Că nu... Dar când trec pe acolo, creierul meu, o să mă exprim plastic, dar vă dați seama că nu există niște pitici în creierul nostru. Da? Dar un pitic din ăla care se ocupă de problemă, o să zică, miros de covrigi, și-a plecat unul din gașcă să proceseze mirosul de covrigi. Mă uit la mol în vitrină și văd o roche drăguță. Alt pitic sau pitică pleacă de acolo să proceseze informația. Deci, în timpul zilei, creierul meu este bombardat de informație și este obligat să se regleze. Noaptea, când majoritatea oamenilor dorm, când zgomotele sunt mai puternice, veștile proaste au tendința de a se simți de N ori mai mult decât sunt ele în realitate. Da? Nu știu, am reușit să vă răspund la întrebare? Dacă sunt recomandate, sigur. Pentru că, repet, pentru că chimic... E bine chimic. Să evităm să nu ajungem acolo și primul lucru să ne calmăm. Da. Deși e deseori foarte greu, dar așa e energia necesară. Așa este. Dar aduceți-vă aminte, oricât am vrea, noi nu putem să oprim acest proces în care creierul nostru se face așa dintr-un pepene frumos, un pepene mai posmogit. Da. Și atunci trebuie să-l ajutăm. De asta luăm tot felul de vitamine, de asta luăm tot felul de suplimente alimentare. Da? De exemplu, din septembrie este prima lună cu R, până în mai, care este prima lună fără R, regula este vitamina D. Da? Nici o lună cu R fără doză maximă de vitamina D. Pentru că asta mă ajută, îmi ajută creierul să proceseze astfel de informații. Că lumea vine și zice, haideți, doamnă, lăsați-mă cu vitamina D, cu ce mă ajută vitamina? Păi, te ajută, că îți dă resurse. Da. Mai avem întrebări, situații, cazuri, gânduri, povești? Bine, eu o să fac o mică corecție. Carmen a zis, acum că ați înțeles... Eu o să reformulez. Acum că tocmai vi s-au deschis niște întrebări legate de capcanele mentale, dacă mai pot, sau orice alte întrebări care credeți că ar avea, pentru că capcanele mentale sunt un subiect foarte vast. S-ar putea ca întrebarea voastră să fie, de fapt, să aibă legătură cu o capcană, chiar dacă nu vedeți acum. Da. Păi, îi lăsăm. Să se audă și liniștea. Și dacă nu mai avem întrebări, nici situații, ne oprim cu conferința, partea interactivă aici. Urmează să avem în luna mai două evenimente dedicate sănătății psihoemoționale a adolescenților. Așadar, dacă aveți, îi aveți acasă, îi aveți la școală, îi aveți printre vecini, vă rog să îi redirecționați către aceste două evenimente. Vor fi evenimente de amploare. Unul va fi aici și celălalt va fi la Casa de Cultură Maximilian, așa se numește Casa de Cultură, da? Și noi să sperăm că ne vom revedea pe căldură, dar cu aerul condiționat pornit, în iunie, când o să vorbim despre traumă, cu, tot cu un psihoterapeut. Deci ne revedem, sper, cu bine, în iunie. Mulțumesc mult pentru prezență! Ne luăm acum o pauză mai socializăm, mai stăm la un pahar de vorbă, de vârfă și apoi mergem în sala alocată, ne luăm un scaun, mergem în sala alocată că avem și o parte de atelier, adică efectiv să punem în practică ce mi s-a deschis astăzi aici. Nu ce am înțeles neapărat.